m-am auzit cu cine am căzut, Atletico Madrid, oricum era o forță. Da. Și în primul acela nu ne dădea nimeni nicio șansă, dar am avut o echipă foarte bună la momentul ăla, cu jucători toți de aici din zona Banatului, să spun așa. Eram ca o familie, a contat foarte mult unitatea noastră de grup și erau fotbaliști de calitate. Da. Numai cine nu ne știau și probabil, sigur, nu au știut ce fel de echipă suntem, Atletico, ne-a luat probabil la plez de matinel, să spun așa. Și până s-au trezit ei, era deja 2-0, da, la Timișoara. E, când ne-am dus la Madrid, da, dai seama că s-au încercat tot felul de... Era Jesus Gil, da, președintele lor. Da, ce... da, da. Și seara, înaintea meciului, ne-au invitat la o masă. Pe toți? La restaurant acolo. Da, toată echipa, cu staff-ul, cu, mă rog... Așa. Și după era regretatul Costică Rădulescu, un antrenor mai hântru, așa, a simțit anumite lucruri și zice, băieții, gata, ajunge la culcare, la program. A trimis secundul cu noi. Dar ce? Poți să ne spui ce încercau să, de fapt să facă? Ce? Adică ce a simțit? Ce? Pe la un moment dat... Era așa un trafic de femei pe culoarul de la noi. Dar stai puțin, era într-un restaurant undeva în afara hotelului? Deci în hotelul în care am stat, acolo am ținut și masa. Da. N-am ieșit. Da. Dar acolo jos, da, unde se dea masa, așa, și hotel. Da. Și după ora 11-12, tot circul normal mai venea masiur, mai intram dintr-o cameră. Nu, da, mă rog, cum erau obiceiurile. Când ieșeam, puf, o blondă a apărut. Zic, cine știe, turiști. Iar mai așa vorbeam un coleg, mai văzut-o și pe bruneta aia. Bă, zici, nu mă, deci au încercat și metoda, da, folcloristelor. Da. Vorba vine. Dar la masă cine așa venise? Venise Jesus Gil? Jesus Gil cu staff-ul lui, cu oamenii din conducerea clubului, și cum se obișnuia. Și cu jucătorii de la Poli, asta e neobișnuit. Jucătorii de la Poli la, da, masă. Da, da, incredibil. Și ei la o masă cu conducătorii noștri și noi... Da. Serveam cina, da, și o cină mai, da, prelungită, să spun așa. Nu mai spun de faptul că a doua zi, înaintea, da, meciului, am avut o ședință, da, într-o cameră, mi-aduc perfect aminte, doar noi jucătorii și ne-a Costică Rădulescu. Și zice, trebuie să vă spun că ne-a fost promisă o primă, să pierdem, de vreo, să nu exagerez, 100.000 de dolari. Ca să pierdem. Să stăm liniștiți. Da. Zice, eu nu vreau. Am muncit așa de mult cu voi, cu echipa. Avem ocazia asta să demonstrăm că suntem o echipă hotărât. A ieșit din cameră și ne-a lăsat pe noi să serios? Hotărâm. Incredibil. Da. Deci el n-a spus, o refuzăm. Nu, a zis, povestește momentul, că ai darul de povestitor. Când s-a închis ușa după el, povestește-mi ce s-a discutat. Cum s-a... Păi, îți dai seama că erau grupuri și grupuri de, aha, jucători. Da. Nu există, nu. Jucătorii mai cu experiență, cu o anumită vârstă. Crăciun, Ionuț, Tica, Andreiaș, da, Titi Varga, Jipa. Care era tentația destul de mare. Se gândeau. Și noi cei tine, da, și noi cei tine, cu Timofte, cu Bungău, cu Rosenblum, n-am fi dorit. Eram copii, da, de Nea Costică, crescut de Nea Costică Rădulescu, și nu vreau să-l trădăm. Da. Și într-un final, bă, zic, avem șansa asta să facem istorie, nu mai mergem și jucăm ce-o fi, o fi. Deci am renunțat să luăm banii. Pentru ei a fost o mirare. Cum am venit noi din sărăcia noastră, din România, da, să refuzăm sacoșa de bani? Am jucat corect, da, da. Și numai noi știm cum ne-am... Dar n-ai jucat deloc, n-ai intrat. Culmea, deși, da, fundașul central ar fi fost, încă un fundaș central era bun pe teren. Era bun, era... Deci așa meci cu așa dominare, cred că n-am mai văzut și nu cred că o să mai... Poate de-a lungul vieții poate o să mai văd așa, dar o diferență așa de mare de valoare între Atletico și noi, dai seama... Noi nu știu dacă, și sunt încă foștii mei colegi, poate să certifice, cred că de două sau de trei ori am trecut centrul terenului. În rest am fost ca la
Bastilia, o cetate asediată într-una. Deci fundașii centrali, da. Ionuș și Crăciun, da. Dacă îi vedea, nu știu ce echipă, dacă se uitau, erau luați pe milioane bune de tot la van. Deci atât au putut să respingă cu capul, că am zis, dacă se juca iarna meciul ăla, da. Și venea cu căciul la cap, după meci nu mai puteau să-și ia căciulele, că mi se umflau capul la cât au lăsat. O tăiau cu farfeca, căciula. Da, e incredibil. Bun, era o presiune mare, deja dăduseră golul peste noi, peste noi și băncile de rezerve pe Vicente Calderon în perioada aia, ce mi-aduc, erau la nivelul solului, da, jos. Da. Aproape de... Îngropate aproape, de, nu? Sau? Da. De tribunul, da. Jos. Se vedea la nivelul gazonului ăsta. Mm-hmm. Nu cum sunt băncile acum, să vezi. Și tribunele foarte aproape, pentru noi era ceva care în România, mai seama cum erau stadioanele, toate. Cu pistă, cu, da, exact. Cu pistă, cu toate astea. Nu mai aveau curaj să iasă, nici ne-a fost Crădulescu, nici secunzul nimeni. Vrea să facem schimbare și zice, hai Florine, intră. Păi zic, cum să intru singur, că n-am cum, trebuie să vină cineva să ridice paleta aia de schimbare. Iese ăla, intră ăla. Da. Și la să spune tu, păi zic, nici limba nu știam cum să mă duc, până noi tot noi... Trebuia să te cer tu în teren. Cum era să te fi dus? Referee. Vreau să intru eu. Până ăla am schimbat, nu știu. În orice caz, s-a terminat meciul, n-am apucat să intru. Da. Deci a fost așa o bucurie și un entuziasm după meci, că parcă aș fi și jucat. Da.